Slavă lui Dumnezeu și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru! Dragii mei, deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Iacov, capitolul 5, citim de la versetul 13 până la 16. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este preunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Dați-mi voie încă o dată să vă aduc sfinte salutări din partea fraților de la Kitchener, Psalmul 20, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc fratului pastor Adi Flora pentru primirea călduroasă și frumoasă, soției dumneavoastră Soro Camelia, care s-a ocupat de mine în aceste zile, împreună cu fratele Adi, de nevoile care au fost. De asemenea, fratele Cristi Olariu, care a venit și m-a luat de la aeroport, fratelui Andrei Vele, împreună cu soția, care ne-a însoțit în aceste zile în diferitele întâlniri, fratele Daniel Hiticaș. Vă mulțumim fiecăruia, Domnul să vă binecuvânteze. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru o părtășie frumoasă aici la Trosingen. Domnul să vă binecuvânteze, dați-mi voie să vă spun în această seară că m-am simțit bine în mijlocul dumneavoastră. Întotdeauna e frumos în casă lui Dumnezeu, întotdeauna e frumos cu frații, dar e mai frumos când chiar e frumos cu frații împreună și zic din toată inima Dumnezeu să vă întărească mai, mai departe, să slujiți pe Dumnezeu cu destoinicie, Doamne ajută la aceasta. La vârsta de 5 ani, părinții mei au luat botezul în apă. În timpul acela suferiam de o alergie foarte puternică. Orice mâncam dulce îmi provoca o stare nu doar de niște pete, ci niște beșici foarte rele din cap până în picioare, până și în urechi și în gură. Orice aș fi mâncat dulce, fie un pic de ciocolată, un pic de suc, avem această reacție foarte agresivă. M-au dus la doctor, la spitalul județean, la Timișoara, mi s-au făcut toate analizele și doctorii au spus că nu este nici o soluție pentru această problemă, afară de un regim extrem de strict care va trebui păstrat toată viața. Orice se va face, nu se poate rezolva această problemă. Deja pe la vârsta de șase ani se accentua problema aceasta tot mai des. Mama mea a prins așa un curaj, din că acum la frații pendicostali se face ungele cu un de lemn și într-una din zile, când eram în mijlocul unei astfel de reacții, m-a dus la adunare să mi se facă ungerea cu un de lemn. Am ajuns la Biserica Elim din Timișoara, am mers la biroul pastoral, unde fratele Teodor Codrian, fratele, împreună cu fratele Dumitru Moț, erau prezenți să facă ungerea. Mă întreabă fratele Codrianu, ai ceva de mărturisit? La vârstă de șase ani, necrescut în biserică, nu prea am înțeles întrebarea, dar am zis, cred că am supărat pe mama și pe tata. Dumnealui lui se uită în biroul pastoral, care era destul de plin, cu mai mulți frați, Ați auzit fraților, acest copil a avut ceva de mărturisit, voi ce aveți de mărturisit? După care s-a făcut ungerea cu un de lemn și rugăciunea. Când s-a terminat rugăciunea, fratele Mitică Moț zice, vedeți acest băiat, băiatul acesta va ajunge să predice Evanghelia în America. Au trecut mai mulți ani și această expresie profetică s-a împlinit, nu doar în Canada, ci am ajuns chiar în America, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, îl împlinește, lăudați să fie numele. Mai mult, când am plecat de la biserică, acea reacție care era deja în vigoare a început să se retragă. Am ajuns acasă împreună cu familia, la familia noastră, unde era ceva sărbătoare. Am întrebat pe mama ce am voie să mănânc și ea, crezând din toate, mi-a spus poți să mănânci orice vrei. Am mâncat aceea seară și tort și ciocolată, am văzut și cola. După câte i-am mâncat, eu trebuia să fiu mort a doua zi. Minunea mare, în schimb, este că din noaptea aceea Dumnezeu m-a vindecat pe deplin. Până în ziua de azi, mănânc, după cum se vede pe mine că mănânc bine și prin Harul lui Dumnezeu sunt complet sănătos, că Dumnezeu e Cel care face semne și minuni, laudat să fie în numele Domnului. O tânără din biserica noastră mai mult timp a suferit, a avut niște dificultăți de sănătate. Frații slujitori s-au rugat, s-a făcut ungerea cu un de lemn și cu toate că s-au rugat frații, nu s-a vindecat. La un moment dat a fost o conferință organizată în cadrul adunării noastre, mai mulți frați slujitori din mai multe biserici au fost prezenți. A ieșit și această tânără la ungere cu un s-au rugat frații pentru ea, chemând numele Domnului și tot nu s-a vindecat. A mai durat un pic de timp și, la un moment dat, la o tabără de tineret în care eram împreună, în timp ce s-a manifestat aceea problemă de sănătate a ei, Dumnezeu, în timpul unor rugăciuni, a dat vindecare și a vindecat-o pe deplin. M-aș întreba care a fost diferența. De ce la un caz s-a acționat pe loc, de ce la celălalt s-a durat un pic de timp. Dați-mi voi să mai dau un exemplu. Fratele Pastor Moise Lucaci, un evanghelist de vârf din România, folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, a suferit mai mulți ani de zile de cancer. La un moment dat, Dumnezeu l-a atins și a dat vindecare, dar după oarecare timp a recidivat și din nou a venit cancerul. Când era în timpul suferinței sale, cineva l-a întrebat: Cum rămâne cu Dumnezeul care face semne și minuni? La care fratele Moise Lucaci a spus: și de mor de boala aceasta, Dumnezeul meu, tot un Dumnezeu al minunilor rămâne. Realitatea, în schimb, a fost că fratele Moise a murit de boala aceea și nu s-a vindecat. Se pune o întrebare, care a fost diferența între aceste cazuri? Oare a fost unii mai special care s-au rugat ca alții? Au fost niște frați cu mai multă putere comparată cu ceilalți? Oare cei în cauza aveau păcate nemărturisite, lucruri ascunse care au cauzat aceste stări? Oare nu s-a insistat în ajuns înainte lui Dumnezeu? Oare n-a fost voia Domnului? Apar fel de fel de întrebări când este vorba de lucrarea de vindecare. Și pentru că în această seară se va face această lucrare a ungerii cu un de lemn, am primit acest îndemn să vorbim despre lucrarea de vindecare ca să înțelegem din lumina Sfintelor Scripturi cum lucrează Dumnezeu și care sunt situațiile care pot fi întâlnite tocmai ca nu cumva să zică cineva am fost la ungere, nu s-a întâmplat nimic. Probabil că fratele păstor nu-i sfânt în deajuns, n-are curaj, n-are daruri. Probabil că frații care s-au rugat n-au avut credință. Sau să nu zic alții, cei care au ieșit în față erau necurați și Dumnezeu nu i-a vindecat precum multe alte ipostaze ca să nu mai zic curentele noi care pun în discuție că de fapt Dumnezeu nici nu poate îngădui ca cineva să fie bolnav și se pune o întrebare, oare ce spune Biblia vis-a-vis -vis de aceste situații? În înțelegerea scripturală, dragii mei, lucrarea de vindecare a fost practicată de Domnul Hristos și de Sfinții Apostoli. Încă din viața Domnului Hristos, ni se spune Matei în capitolul 8, Matei capitolul 10 cu 1 și în multe alte pasaje, că Domnul Hristos a vindecat pe bolnavii care veneau la El. Prin cuvântul Lui a eliberat de boli, că El era Dumnezeu lăudat să fie numele. Mai mult, apar apostolii acum înzestrați de Dumnezeu cu putere. Domnul spunea, vă dau putere peste orice putere a întunericului. Mergeți, vindecați pe bolnavi și scoateți afară dracii. Și apostolii au umblat în această trimitere a lui Dumnezeu. În fapte, în capitolul 3 apare Petru și Ioan și mergând la templu, un om cerșea de milă. Și Petru spune, probabil diferit de noi în vremea de azi, euro nu am, dacă vreți tradus, aur și argint nu am. Dar ce am îți dau în numele lui Isus, ridică-te în picioare. Și bolnavul s-a vindecat pe loc pentru că Dumnezeu lucra cu semne și minuni mărit să fie Domnul. Găsim atâtea alte exemple în Noul Testament și nu ne ajunge timpul ca să luăm pe fiecare la rând să observăm de câte ori Dumnezeu nu și-a făcut numele de slavă. Ne spune că prin mâinile apostolului Pavel se făceau lucrări nemaipomenit de mari, încât se vindecau bolnavii și dacă erau atinși de haine, basmale, care au fost atinse de trupul lui Pavel, se vindecau. Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Și dați-mi voi să vă spun, acel Dumnezeu care a lucrat acum a 2000 Ani lucrează și în ziua de azi, lăudați-i fie numele. Acel Dumnezeu care a lucrat prin mâinile Domnului Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu și era Dumnezeu, este prezent la Filadelfia și lucrează, lăudați-i fie numele ăsta Dumnezeul care lucrează, dragii mei. Și în înțelegerea penticostală, dacă vorbim acum despre noi, propriu zis, de la începutul mișcării penticostale, Hristos a fost văzut prin aceste cinci dimensiuni ca Cel care este salvator, ca Cel care este sfințitor, ca Cel care botează cu Duhul Sfânt, ca Cel care vindecă bolnavii și ca Cel care este împărat care revine. Și această realizare, această credință a marcat pe cei care s-au numit penticostali. Pe Azusa Street în 1906, când a început mișcarea botezului cu Duhul Sfânt, cei care au fost martori oculari mărturiseau că au văzut cu adevărat lucrări nemaipomenite, până într-acolo încât la anumite rugăciuni, la unii le-au crescut mădulare înapoi, le lipsea ureche și Dumnezeu a vindecat în așa mod încât a crescut înapoi. A fost minuni nemaipomenite înregistrate de cei care au fost martori oculari. Dacă vorbim doar despre spațiul românesc pentecostal, dragii mei, atâtea minuni și semne a lăsat Dumnezeu încât ne revin, nu ne ajunge timpul să vorbim despre ele. Un frate care a fost martul al povestea despre fratele Arcade și Ionică Lăzăreanu, tată și fiu, oameni folosiți de Dumnezeu cu multă putere. În timpul unei rugăciuni, la un moment dat pentru o femeie bolnavă care trăgea să moară, în timp ce se rugau frații, cel care acum a era copil în vremea aceea, zicea, am simțit un vuiet în cameră și am deschis ochii curios fiind. Când am deschis ochii, fratele Arcade cu fratele Ionică pluteau în aer. Sub mâinile lor pe ori plutea bolnava. Și mă uitam acum, punând capul mai sub pat, să văd ce se întâmplă. Nu era nimic sub ei, era puterea Duhului Sfânt la lucru. În momentul când frații au zis amin la rugăciune, când femeia a lovit patul, a sărit direct în picioare, complet vindecată. Așa a manifestat Duhul Sfânt putere, dragii mei. Și eu pentru asta zic prea mărit să fie numele Domnului. Și vreau să vă spun că Duhul Sfânt, care lucra acum 150-60 de ani, încă lucrează și în vremea de azi și încă face semne și minuni pentru care biserica spune prea mărit să fie numele Domnului. Dar, dragii mei, în cultura noastră mai recent evanghelică a apărut o mișcare numită noua reformă apostolică, NAR în engleză sau NAR, cum zic românii. Această mișcare postulează că Dumnezeu nu vrea ca nimeni să fie bolnav. Dacă cineva este bolnav, înseamnă că nu este copil al lui Dumnezeu. Pentru că nu se poate concepe tu să fii copil de Dumnezeu, să fii bolnav, să fii sărac, să duci lipsă. Copiii de Dumnezeu sunt stăpâni în viața aceasta. Prin urmare, acești oameni postulează că trebuie să proclam vindecarea și să trăiești în vindecarea proclamată. Interesant este că atunci când se proclamă deseori nu se întâmplă absolut nimica. Cu toate că Dumnezeu lucrează și are putere, aceste mișcări lasă mult de gândit vis-a-vis -vis de veracitatea lor biblică. Nume faimoase precum Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Benny Hinn, Joyce Myers, Joel Osteen, mai recent în România, Andrei și Filip și mulți alții, propagă astfel de învățături și mulți lesne crezători merg după ei spunând asta e calea lui Dumnezeu și eu îmi pun o întrebare cum arată vindecarea în lumina Sfintelor Scripturi. Haideți împreună să observăm de fapt de unde vine boala. Ca să putem apoi vorbi despre vindecare, să înțelegem perspectiva scripturală și să vedem ce ar trebui să facă Biserica Filadelfia în această seară când se va face ungerea cu un de lemn și care ar trebui să fie așteptarea noastră. În primul rând, dragii mei, de unde vine boala? Boala poate să vină, în primul rând, din cauza păcatului adamic. Geneza 3, 17. Din pricină că n-ai ascultat, blestemat este acum pământul din pricina ta. Din pricina neascultării lui Adam a intrat blestemul în lumea aceasta și tot ceea ce a fost făcut bun de Dumnezeu a fost corupt din cauza păcatului omului adăugăm aceste expresii, Roman 5 cu 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moarte trecută asupra tuturor oamenilor, din pricina că toți au păcătuit. La ora actuală, noi existăm sub ceea ce se numește în știință legea entropiei. Vă cumpărați o mașină bună, foarte bună, în preț de câteva luni de zile, nu mai este la fel de bună. Apare praf pe bord, dacă nu duci la curățat și ai copii, apare mâncare prin mașină. La un moment dat începe să se strice la motor, la frâne, totul se consumă. Roțile nu mai sunt ce erau, pentru că legea entropiei arată că tot ceea ce este organizat duce spre dezorganizare, spre haos. Și, dragii mei, aceasta este lumea în care noi trăim. Totul este corupt. Uitați-vă la noi că murim din momentul când ne naștem. De micuți, de fapt, începe să bată ceasul, nimeni nu știe cât are, dar la un moment dat viața aceasta se sfârșește. Și asta dovedește că noi suntem în lumea aceasta coruptă din pricina păcatului. Toate acestea fac parte din cursul natural al vieții noastre și boala este un efect natural cauzat din cauza blestemului păcatului originar. Prin aceasta se explică cum se poate naște un copil bolnav, se poate. Pentru că în lumea aceasta lucrurile nu sunt raiul lui Dumnezeu, a fost odată Edenul. De aceea cântam noi așa frumos, se va spune odată că a fost un pământ un rai și o grătină acolo în pământ. Dragii mei, gândiți-vă la faptul că a fost un Eden, l-am pierdut. Noi de aceea așteptăm împărăția care va să vie. În împărăția care vine nu este suferință, nu este boală, acolo Domnul va fi împreună cu noi, lăudați să fie numele. Și de aceea Biserica Domnului spune, Maranata, vino Doamne Iisuse. Dragii mei, Boala poate în primul rând apărea din cauza efectelor naturale cauzată de păcat în lumea noastră. În al doilea rând, boala poate apărea și din cauza neatenției noastre. Întoarceți împreună cu mine în 2 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4 și observăm o situație din viața unei persoane care a avut o astfel de situație. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de 5 ani. Când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan, doi ca lui l-a luat, a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog, numele lui era Mefiboshet. Vă pun o întrebare, ce vină a avut copilul acesta? nu l-a bătut soarta, nu a fost aici vorba de păcat original de la Adam, nu s-a născut o loc de picioare, ci din cauza unei neatenții, din cauza unui accident, acest copil a rămas o log de picioare. A crescut o mare și tot o log a rămas. Cel mai trist este cazul lui Mefiboset, pentru că el măcar n-a avut nimic de contribuit în situația aceasta, a fost pur și simplu o victimă colaterală. Sunt boli care sunt cauzate din cauza nevegherii noastre. De exemplu, alimentația și stilul de viață poate cauza probleme în viața noastră. Noi românilor ne place să mâncăm slănină și cărnați și multe altele și nu sunt antiporc. Până mai recent cu tata socru eram oarecum obligat să tăiem porc în fiecare an, că așa e tradiția la români. Și pentru că tata socru are numai doi gineri, au spus pentru voi fac aceasta și noi spuneam pentru dumitale, venim cu tine de dragul dumitale. Că de altfel nu chiar ne spuneam noi la 4 dimineața, la 6 dimineața să mergem să tăiem porcul. Ei, dragii mei, nouă ne place să consumăm mâncăruri și ne mirăm că apoi apar fel de fel de dereglări, precum colesterol și multe altele. Un frate spunea, ca să fie mai ușor la colesterol slădina, o tai felii mai subțiri în aceeași cantitate și atunci nu e așa de rău. Observați că anumite feluri de alimentație ne vor deregla. Mie îmi place foarte mult și m-am mărturisit prea des că am ajuns să primesc cadouri în felul acesta să mănânc ciocolată. Vă rog, nu cumpărați ciocolată, că m-am mărturisit prea mult despre aceasta. Îmi place foarte mult. Dacă mă slobod la ciocolată, nu mă mai opresc. Și apoi ne mirăm că într-o zi, din cauza zahărului în exces, apar fel de fel de probleme, precum diabetul și alte, și spunem, Doamne, de ce m-ai lăsat? Și Domnul spune, de ce ai mâncat? Pentru că, dragii mei, modalitatea în care ne folosim trupul acesta s-ar putea să fie neadecvată. De bună oară, lipsa de somn, stresul care este în cantități enorme, lipsa de grijă vis-a-vis -vis de gestionarea acestor situații, va duce la dereglări psihice, la anxietate și alte stări. Și apoi la auzi pe om, frate, vin, o să-mi faci ungile, că nu știu, diavolul ăsta se luptă cu mine. Nu-i diavolul, mâncă și dormi. Și dacă mânci și dormi, vei vedea că dispare și anxietatea și multe altele. Sunt situații cauzate de noi ca să nu mai zic despre acele aspecte cu adevărat negative. Consumul de alcool, tutun, droguri și multe altele duc la dereglări și îmbolnăviri serioase. Și apoi omul care viață întreagă a fumat cu cancer la gât și la plământ spune unde-i Dumnezeu ăla care spun pocăiții că vindecă? Și Dumnezeu este în cer, acolo ne-a fost întotdeauna. Și în a pus să-ți nenorocești trupul care ți l-a dat Dumnezeu ca și un cadou. Dragii mei, respectați sănătatea care am primit-o ca dar de la Dumnezeu. În mare har, să fim sănătoși, să ne fi dat voie Dumnezeu, să ne naștem sănătoși, Domnul să ne păstreze astfel. De aceea, nimeni când are dureri de cap sau o ceal nu spune, vai lipsească, ispita mustă, domn pe satana. Luăm un paracetamol, un Tylenol sau un ibuprofen ca să treacă aceste dureri, că realizăm că fac parte din tiparul zilei. N-am băut destul apă, m-am culcat prea târziu, mi-am dereglat somnul și probabil de-aia mă doare capul. Nimeni nu invocă ispita să lipsească. Sunt situații de sănătate sau lipsă de sănătate care pot apărea din cauza neatenției noastre. 3. Pot apărea situații de boală din cauza păcatului personal. Da, se poate întâmpla și aceasta. Ioan, capitolul 5, cu versetul 14, vorbea acum Mântuitorul față de o astfel de situație. După ce Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Din cauza păcatului personal, se poate să vină peste noi acum o pediapsă, o luptă, o boală. Și, dragii mei, plata păcatului, spune Roman 6 cu 23, este moartea. Cea mai mare boală care o suferă omul în trup este moartea aceasta. Trupul se degradează pe zi ce trece, de aceea așteptăm izbăvirea și vindecarea totală când va veni glorificarea și Domnul ne va lua acasă. Pavel observă că neatenția la cina Domnului s-ar putea să cauzeze astfel de stări. 1 Corinteni 11 cu 29. Dacă nu suntem atenți față de cina Domnului și nu deosebește cineva trupul Domnului, ne facem vinovați. Din pricina aceasta, spune mai departe, sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Pentru că nu suntem atenți cu lucrurile sfinte, s-ar putea să apară boala în viața noastră. Și aici, la un astfel de capitol, este nevoie de un alt fel de tratament ca să ieșim din situație. În al patrulea rând, pot să apară bol din cauza atacurilor demonice. Se poate întâmpla și așa ceva. Întoarceți împreună cu mine la cartea Luca, capitolul 13, cu versetul 16. Domnul Iisus Hristos spune astfel, Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram și pe care, Satana o ținea legată de 18 ani. Femeia aceasta gârbovă nu era gârbovă că o cărăt prea mult în spate poveri. Nu era gârbovă că o făcut o flexiune dimineața și o întors spatele. Nu i s-a blocat nervul sciatic. Pe femeia aceasta o ținea legată satana. Și aici pot fi boli care sunt cauzate din partea unor atacuri demonice. De bună oară, poate să se întâmple din cauza că s-a deschis ușa către un atac, privind înapoi printr-un păcat. Găsim în 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 14 aceasta. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Nu Dumnezeu este cel care face rău, ci duhurile rele care cer omul să fie chinuit din cauza păcatelor și Dumnezeu poate îngădui din cauza neatenției și nevegherii noastre. Mai mult se poate din cauza că diavolul ne cere ca să fim cernuți și să fim încercați. Aduceți-vă aminte de Iov, despre care diavolul spune, dă pe mână ca să-l chinui un picuț și îți garantez că te va blestema în față. Deavul ne cere zilnic. E numai harul Domnului care ne păstrează în bunătatea lui și în sănătate. Dumnezeu e bun, mărit să fie numele. Și totuși sunt momente când Dumnezeu poate îngădui. Petre, Satan a cerut să vă cearnă ca greul. Dar eu m-am rugat pentru voi. Ce s-a rugat Domnul? Ca să nu-i se piardă credința. Nu spune ca să nu fii cernut. Nu spune că să nu treci pe acolo, a fost îngăduit să treacă pe acolo, dar m-am rugat să nu ți se piardă credința. Și în aceste momente, Dumnezeu e cel care rămâne cu noi mărit să fie în numele Domnului. Aș vrea să fac aici o clarificare. La ora actuală, diavolul are acces la, la, la locul unde este Dumnezeu. Găsim scris în Iov, dragii mei, în capitolul 1 și 2, despre acest, această situație în care când se întâlnește Dumnezeu cu îngerii săi, apare și satana. În Efeseni 6 cu 12 ne spune Apostolul Pavel că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor, domnilor, căpetenilor și împotriva duhurilor răutății care sunt, nu sunt în iad, nu sunt aici printre noi, măcar că sunt și aici printre noi, care sunt în locurile cerești. De aceea, uneori în rugăciune, necesită o luptă asiduă ca să biruim. Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi. Dar timp de 21 de zile a fost o luptă în spațiul spiritual. Tu nu vezi asta. Și atunci a venit Arhanghelul Mihail, a luptat apărătorul poporului tău și am venit să vă aduc răspunsul. Sunt dinamici în sfera spirituală care noi nu le putem înțelege. Dumnezeu are o rânduială, dragii mei, noi nu putem percepe. De aceea, uneori, necesită luptă în rugăciune. Aș vrea să fac în schimb aici o remarcă extrem de importantă. Dragii mei, dacă noi ne jucăm cu pocăința, s-ar putea să fim îngăduiți într-un moment de înșelăciune. S-a întâmplat uneori să zică cineva, am avut o prorocie și uite că am fost încurcat, proroc mincinos și fel de fel de alte lucruri. S-ar putea ca tu să fi avut o problemă și să fii îngăduit Dați-mi voi să vă citesc un text extrem de complicat și perplex pentru noi. Întâi am părat capitolul 22, citim de la versetul 19. Aici vorbim despre Ahab, care face un legământ cu Iosafat și vor să meargă la război. Și Ahab întreabă prin prorocii săi dacă să meargă. Și prin toți prorocii vine răspunsul categoric, du-te că vei bate. Mai este vreun proroc printre noi? Este unul și îl cheamă Mica. Și bine, Mica și spune și el, du-te ahab, că domnul cu tine. De câte ori să te pun să jur că îmi zici adevărul? Și acum au zis ce se întâmplă. Și Mica a zis, să ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea celor stând lângă el, la dreapta lui și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se sui la ramot din Galat și să piară acolo? Și au răspuns unul într-un fel și altul între altul și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul ne-a zis cum voi ieși, a răspuns el și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl voi amăgi și îți vei ajunge ținta ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duc de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucrurile rele împotriva ta. Dragii mei, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul, dar Dumnezeu este un judecător drept în toate lucrurile. De aceea spune Biblia, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Nu vă jucați cu Dumnezeu. E prea sfânt Dumnezeu, dragii mei, să ne punem la întrecere cu El pentru că s-ar putea să fim îngăduiți într-o stare în care mai apoi să plângem, să ne bocim și să fim uimiți de rezultatele în care ne intrăm. Întoarceți împreună cu mine în cartea psalmilor, în capitolul 18, psalmul 18, cu versetul 25. Tălmăcim situația acum cu Mica și cu Ahab. Cu cel bun, tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și acum auziți, și cu cel stricat te porți după stricăciunea Lui. Dacă tu-ți fermiți să treci viața în moduri complet urâte, în moduri în care sfidează pe Dumnezeu, în feluri în care pur și simplu îți bați joc de Sfințenia Domnului și mai apoi ai și nerușinarea să mergi să întrebi pe Domnul, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și cu cel bun te-arăți bun, dar cu cel stricat te porți după stricăciunea Lui. Și poate îngădui Dumnezeu să fii încurcat chiar printr-o prorocie, ca mai apoi să-ți plânge amarul. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Diavolul ne, cer, ne, ne cere în continuu să fim testați, să fim frământați, să fim bătuți dacă vreți. Dumnezeu în har ne păstrează nu deschideți ușa păcatului ca apoi să aibă câștig de cauză și să apară o boală din cauza unui atac demonic. În ultimul rând, boala poate veni din cauza unor scopuri divine. Partea asta e un pic mai dificilă. Întoarceți împreună cu mine în cartea Ioan, în capitolul 9 și citiți primele trei versete. Când ce Iisus a văzut pe un din naștere, ucenicii l-au întrebat învățătorului cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui? De s-a născut orb. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Aici nu a fost niciun păcat săvârșit. Aici nu era vinovat orbul, nici părinții lui. Aici nu era nici ceva genetic. Aici Dumnezeu a îngăduit o situație prin care să se arate puterea lui Dumnezeu. Vă citesc un verset care poate nu știu dacă l-ați văzut până acum, sau dacă l-ați văzut, dacă ați meditat la el vreodată. Eclesiastul 7 cu 13. Uite-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el? Strâmb. Uitați-vă în geneza. Dumnezeu a văzut că toate erau bune. Dumnezeu a văzut că toate erau bune. Dumnezeu a văzut că era foarte bine. Cum adică Dumnezeu care e perfect face ceva strâmb? Da. Sunt situații care Dumnezeu aparte le îngăduie să fie strâmbe. Ca mai apoi, prin minune, să îndrepte Dumnezeu făcând o lucrare de slavă sau doi. Ca Dumnezeu să testeze compasiunea noastră și să ne pună pe noi la lucru. Gândiți-vă la o familie care primește un copil bolnav. Noi stăm pe margine și judecăm. Cine o păcătuit, Doamne? Părinții lui, mama, tata, bunica lor, probabil acolo, știu eu de bunica lor, de aia s-a născut bolnav copilul. Dumnezeu nu te-a chemat să fii analist politic, spiritual. Dumnezeu te-a chemat să fii un mădular în trupul lui Hristos. Dacă te-ai lovit peste degetul ăsta, știi că te doare până în degetul mare din picior, tot trupul te doare, cum ar putea ca în trupul lui Hristos să fie o durere, o situație și tu să stai indiferent analist politic pe lângă frați? Când vezi pe cineva când printr-o încercare, Treci la acțiune, roagă-te, dă un telefon, caută frații, îmbărbătează, Doamne ajută la aceasta. Dumnezeu ne îngăduie uneori prin astfel de situații ca să adune comunitatea împreună, ca să luptăm împreună și ca să fim cu adevărat un trup al Domnului Isus Hristos. Sunt situații care Dumnezeu le îngăduie ca mai apoi să-și proslăvească numele. Ei, dragii mei, ca să putem vorbi acum despre vindecare, trebuie să înțelegem aceste posibile ipostaze de unde vine boala al minteri, riscăm să facem o greșeală în abordarea vindecării. Doctorul John Stott, un teolog, spunea astfel, perspectiva penticostalilor în și a carismaticilor asupra vindecării poate fi împărțită în trei categorii. În primul rând, este o categorie care spune că în spatele fiecărei boli este un demon. Tut tot ce trebuie să faci este să proclami, să mustri demonul ca să vină vindecarea. Nici nu se poate percepe că ar fi altceva decât un demon necurat care cauzează boli. O a doua ipostază ar fi astfel. Cu toate că sursa bolilor poate fi diavolul, nu orice boală este un atac direct demonic. Și uneori se poate întâmpla ca din cauza aspectelor naturale să se întâmple ceva. De aceea, nu putem declara numai decât mustră Domnul pe satana la un bolnav. A treia perspectivă este așa numiți deiști funcționali, adică oameni care cred într-o ființă care este acolo mare, dar nu neapărat într-un Dumnezeu personal. Și este spun astfel, privim la lucrarea de vindecare, se roagă pasiv, sceptic, mă, Domnul fac o minune. Și când chiar se face o minune, se uimesc și ei că s a făcut o minune. și nu au credință. Dar își facă datoria că trebuie să se roage. Sunt cele trei categorii. Prima categorie care spune că e un demon întotdeauna nu poate concepe. Că aici e vorba de voia lui Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu să îngădie să fie cineva bolnav? Imposibil! Nu se poate așa ceva. Și acum, marile risc al carismaticilor, al celor de la Word of Faith, N.A.R., N.A.R.U., cei care simt cu noua reformă apostolică, cu proclamarea și vindecarea totală întotdeauna, este următorul. Dacă luăm prezumția că întotdeauna în spatele unei boli este un demon care ține omul legat, și în cazul de față, noi de fapt avem o îngăduință a lui Dumnezeu spre corectare de bunăoară a unei persoane care Dumnezeu a îngăduit-o într-o constrângere ca să se scoale. <coughs> Sau printr-o situație în care cineva, de exemplu, a fost îngăduit pentru testare, pentru preamările lui Dumnezeu. Dacă luăm premiza că de fapt întotdeauna este un demon, ce ne facem când a fost o îngăduință a lui Dumnezeu? când noi proclamăm să iasă demonul afară, dacă acolo e degetul lui Dumnezeu. Și dacă e degetul lui Dumnezeu, vă întreb, nu cumva intrăm în sfera hulei împotriva Duhului Sfânt? Să punem o îngăduință, o lucrare a Domnului, pe seama diavolului. Este un risc enorm de mare. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat să ne aplecăm sub El, înțelegând că Dumnezeu este stăpânul, nu noi. Aceste mișcări îl fac pe Dumnezeu un simplu servitor al oamenilor. Proclam vindecare, Doamne, treci la lucru, vindecă. Proclame liberale, Doamne, treci la lucru, fă vindecări. Dragii mei, nu uitați, Dumnezeu este stăpân și nu noi. Dumnezeu rămâne suveran și nu noi. Eu zic din toată inima mărit să fie în numele Domnului. Și aș invita pe colegii care sunt așa de tari cu proclamarea să vină la cazuri reale de probleme, nu la cele în care sunt trucaje omenești, și să vedem cum rămâne cu proclamarea. În anul 2012, împreună cu o grupă de tineri, eram la o întâlnire, la o altă de studiu biblic și de rugăciune. Împreună cu noi era fratele păstor Vasile Hozan. La un moment dat, Duhul Sfânt vorbește că este nevoie de mărturisire. Și mai mulți băieți, se stau la mărturisire. Vine fratele Hozan înapoi cu unii băieți și spune Astăzi veți vedea ce înseamnă când m-am spus că aceste păcate practicate umple oamenii de demoni, toți la rugăciune tot uitați așa un pic suspect, ia băiatul ăsta mare și îl pune în mijlocul camerei pe un scaun. Și începe el, ieși afară, duc necurat din el, ieși afară, duc necurat din el. Păi, se uite așa, se rugam, ne rugam toți împreună, dar ce are fratele Hozan? Deodată băiatul acesta cade cu capul în jos și este aruncat complet jos. Se zvârcolește, începe să zbiere, să urle, vomită verde și în toate felurile. Și începe o rugăciune care a durat trei ore timp de trei ore în continuu, luptă în rugăciune. Aș vrea să văd proclamarea aceea, te proclame liberat, când sari la gâtul tău, cu a la unii băieți, și ăsta e necurat, și ăsta e necurat, te mărturisit, nu, repede la de afară, sărea în dreptul unora și în continuu rugăciune, ieși afară, duc necurat. La un moment dat, ca să vedeți ce înseamnă cu adevărat autoritate din partea Duhului Sfânt, se apleacă fratele Hozan lângă el și îi șoptește ceva la ureche. Și o pleacă jos, fratele Hozan toți un pic panicat se uită și băiatul se pune pe un pat și nu mai mișcă deloc. Făcea numai semne, bătea din degete, dar nu zicea niciun cuvânt. Mă cobor jos, că trebuia să plec acasă, că trebuia să nasc nască în zilele acelea, mă duc până la fratele Ozan, zic eu, mă duc acasă. Ce i-ai spus la băiatul ăsta? Zice dumnealui, i-am poruncit să fie legat până la ora 12, nu are voie să vorbească. Și la 12 se iasă Duhul din el. La 12 fix, pe muche, a ieșit demonul din el, a fost eliberat, s-a ridicat, s-a uitat în jur, a început să vorbească, a mâncat, a început să citească în Sfânta Scriptură, Dumnezeu a făcut o eliberare, dragii mei. Asta înseamnă autoritate din partea Duhului Sfânt. ce îmi doresc din toată inima, în această dunare, să lase Dumnezeu pe Duhul Sfânt la lucru. Nu trucajele oamenilor, nu lucruri inventate, adevărata lucrare a Duhului Sfânt. Doamne, lucrează la Filadelfia! E, dragii mei, acum concludem. Cum arată vindecarea trupească în lumina Sfintelor Scripturii? În primul rând există o rânduială când este vorba de vindecare. Versetul 14 din Iacov 5. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Observați că mai devreme spune, este vreunul printre voi în suferință. Nu este același cuvânt. Cuvântul suferință aici înseamnă, l-am putea traduce mai generalizat în probleme. Este vreunul printre voi în probleme, zice Biblia, să se roage. Când apar fel de fel de stări, de apăsări, de lupte, situații de nevoi familiale, situații financiare, roagă-te. Crede că există un Dumnezeu în cer care ascultă rugăciunea, care dă biruință, care întinde mâna, care te vede nevoia ta și este prezent la lucru. Lăudați-i fie numele. Roagă-te! Acum spune, este vreunul printre voi bolnav și cuvântul bolnav înseamnă bolnav, adică unul care trupește are o boală, o situație de boală în trup. Acum, dacă este unul bolnav, este acum o ordine, o prescripție, în primul rând... Se face o rugăciune de către oamenii autorizați de Dumnezeu, prezbiterii bisericii, oameni care au autoritate spirituală, cu o chemare specială și de dorit echipați cu darurile Duhului Sfânt. 2. Actul ungerii este un simbol al alinului pe care Dumnezeu îl face în momentul vindecării nu uleiul vindecă, nu are putere mistică, Dumnezeu face vindecarea, mărit să fie numele Domnului. Este un act simbolic, prin credință, în care noi știm că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate da vindecarea. Iar trei, mediul prin care se invocă vindecarea nu este nici prin proclamare, nici prin mustrare de demoni, ci este prin rugăciune să se roace pentru El. Cuvântul original înseamnă să se proșterne înainte lui Dumnezeu. O umilință totală, înțelegând că nu aici stă vindecarea în mâna noastră, vindecarea stă în mâna lui Dumnezeu noi suntem strict reprezentanța fizică a mâinii Domnului. Când noi punem mâinile pe cineva, pentru că pe Dumnezeu nu-L vezi, vezi mâinile noastre acolo, dar nu noi vindecăm. Să știți toți că omul acesta stă înfățișat în fața voastră vindecat în numele Lui Isus Hristos. Măriți să fie în numele Domnului! Cel ce face vindecare este Dumnezeu, dragii mei. În al doilea rând, se cere o cercetare asiduă a persoanei care este în încercare. Versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Este nevoie de o analizare. De aceea, întotdeauna la ungerea cu un de lemn, slujitorii întreabă, este ceva de mărturisit? Dragii mei, noi nu acuzăm pe nimeni. Dar dăm momentul de mărturisire, dăm ocazia aceea să se facă, ca apoi lucrarea să fie făcută după rânduială. Sunt persoane care pot fi vindecate, dar refuză să se îndrepte. Și din cauza cei apare aici o problemă. Niște frați se dună împreună la rugăciune. I-aș numi cu adevărat Sfinț al Lui Dumnezeu. Oamenii care de vremea vechi comunistă au suferit, au fost trimiși în lagăr, în Siberia, la Cernăuți, au suferit pentru Domnul. Și sunt chemați la un bolnav, printr-un frate ruț, Domnul descoperă, tu ai ceva de mărturisit, mărturisește și în aceste momente vei fi vindecat. Ies toți afară și rămâne doar cu un frate, fratele Vorobeț, un om al lui Dumnezeu, care rămâne cu acest bolnav să discute. După ce e gata mărturisirea, intră înapoi înăuntru, frații. Rusul spune așa, nu ne rugăm pentru vindecare, noi doar mulțumim Domnului că l-a vindecat, e foarte simplu, așa au zis Duhul Sfânt. Frații încep în rugăciune, în timp ce se roagă, îi oprește fratele Rus. Tu n-ai mărturisit ceea ce trebuia înainte lui Dumnezeu, nu te vindecă Domnul. Intră în mărturisire, am înțeles, mă mărturisesc. Este toți iar afară, iar rămâne la mărturisire, vin iară frații înapoi. Intrăm în mulțumire, în timp ce mulțumesc, zice acest frate rus încă o dată, opriți-vă, tu n-ai mărturisit problema reală. Domnul nu te vine că dacă nu te mărturisești. La care fratele spune așa, dacă e vorba despre problema la care mă gândesc eu, mai bine să mor decât să mă mărturisesc. În trei zile a murit. Sunt situații în care refuzăm să ne căim în fața Lui Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie o constrângere pentru că altfel nu ne trezim. Ai venit la adunare 20 de ani, ai auzit predică după predică, ești enciclopedie penticostală, stânte pe bancă. Ai auzit cântare după cântare, ai fost la consiliere, -ai, ai fost sfătuit într-o seară de har, Duhul Sfânt ți-a vorbit la problema ta și cu toate astea refuzi să schimbi viața. nu e problemă. Are Dumnezeu act de cojocul tău. Și intră Duhul Sfânt într-o operațiune specializată în care te constrânge. Și începe Domnul să frământe de lutul vieții tale. Și în frământarea aceea inevitabilă apar fel de fel de întrebări. E contextul cel mai optim de mărturisire. Vai de noi, Că ne mărturisim numai când e vorba de cazuri de criză, dacă ne-am mărturisim întotdeauna ce har ar fi în adunare, ce un lemn ar curge peste noi, vreau să vă spun, dragii mei, că în timpul predici ar fi oamenii botezați cu Duhul Sfânt, că în momentele de rugăciune s-ar vindeca bolnavii fără ungere, fără nimic, că în momentul cântărilor ar izbucni biserica în rugăciune, ar coborâ harul peste noi. Problema este că ne place în starea noastră. Lasă-mă să mor! decât să vă mă mărturisesc. Și aici e problema. Și Dumnezeu îngădi o constrângere ca să te pocăiești. De aceea, noi nu acuzăm, dăm șansa, e ceva de mărturisit, mărturisește în fața lui Dumnezeu. La un moment dat, un slujitor era într-o discuție cu o persoană, a ieșit afară spunând, frate, eu n-am nimic ca să mărturisesc. De ce ai ieșit atunci? Pentru că fratele cu ungerea a spus că nu face ungere altfel, dar n-am nimic ca să mărturisesc la care fratele întreabă, da, de ce e supărată? La care persoana îi zbucnește în plâns. Că situația cu familia, așa, 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 și începe mai departe. Ai văzut că ai ceva de mărturisit? Ai văzut că sunt frământări? Și unii ori cele mai sensibile și simple lucruri trecem cu vederea. Nu uitați să fim sfinți în toată purtarea noastră, Doamne ajută! În al treilea rând, dragii mei, se cere credință în puterea lui Dumnezeu. Versetul 15, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. În momentul când noi ne rugăm, noi ne rugăm crezând din toată inima că Dumnezeu este cel care poate azi, acum, aici, să vindece bolnavi. De fapt, această credință se leagă de ceva foarte specific. 1 Ioan 5, cu versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem de la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni de lucrurile pe care i, -i le-am cerut. Scumpii mei, câtă vreme ești în voia lui Dumnezeu, niciodată nu vei cere ceva ce nu este în acord cu voia lui Dumnezeu. De aceea mă reîntorc când e vorba de vindecare. Sunt situații la care ai nevoie de o călăuzire specială. Luăm regula de trei simple Apostolului Pavel. Zice în 2 Corinteni, capitolul 12, de trei ori m-am rugat să-mi adună țipușul acesta și a treia oară, în trei reprize, în trei etape, a treia oară îmi spune Domnul Pavel, nu te vindec. Harul meu ți este de ajuns. Din ziua aceea, Pavel a înțeles că această cauză dacă vreți, este moartă. Nu că Dumnezeu nu poate, ci aici Dumnezeu nu vrea. Este un act divin al lui Dumnezeu. Am înțeles voia Domnului până eu am un astfel de îndemn sau astfel de iluminare prin Duhul Sfânt, eu continui prin credință absolută să mă rog, Doamne dă vindecare, cu credința deplină că Dumnezeu meu poate vindeca. Dacă are alt plan, Dumnezeu îmi va vorbi. Și o să chem, chemat să rămân eu în viața lui Dumnezeu. Ca să știm sursa bolii, avem nevoie de darul deosebirii duhurilor. Alminteri noi proclamăm să plece demonii și că încolo aici e degetul lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu Dumnezeu, dragii mei. Și ca să nu mai spun că unii trebuie schimbat stilul vieții. Tu vrei să-l vindice Domnul de colesterol. Bă, mai puțină slănină sau deloc dacă e nevoie. Păi, de ce te vindecă Domnul? Că tu în trei săptămâni apoi la spital ajungi. Deci e nevoie de o schimbare vieții precum și în aspectul spiritual. Și în ultimul rând, ca să intrăm în vindecare, se cere o sfințire și neprihănire. Versetul 16 din Iacov, capitolul 5, spune astfel, Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a cel neprihănit. Aici încep cei care vin cu parte carismatică. Văi, Hristos a făcut totul, tu ești stăpân în Domnul, tu stăpânești deja, tu domnești aici în sfera umană, tu rămâi tare, tu ești neprihănit, dragii mei. Noi suntem neprihăniți în Domnul Isus Hristos adevărat. Și acum, cel neprihănit descris aici, spunea un teolog, este acel unul care face acele lucruri plăcute lui Dumnezeu, în conformitate cu voia Lui, ceva ce nu este simplu, dar la îndemâna oricărui credincios. Iacov 2 cu 21. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit, neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă la altar? Nu ne mântuie faptele. Faptele dovedesc ce este în inima noastră. Dacă ești cu adevărat pocăit, dacă ești neprihănit lui Hristos, se vede în viața ta. Cine are de aceasta se curăță, după cum el însuși este curat. Asta înseamnă să trăiești, să rămâi în neprihănirea care Dumnezeu o vrea. Dragii mei, anii în urmă, frații, au înțeles că a să vii la Dumnezeu pentru un moment de vindecare, era un proces de sfințire, era un proces de apropiere de Dumnezeu. Revin, noi nu ne putem cumpăra bunăvoința Domnului, dar printr-o reverență și umilință absolută, oamenii știau că Dumnezeu e sfânt cu adevărat, dragii mei. Ziceau frații bătrâni, trei zile de post era ceva normal ca să ne la un bolnav să faci rugăciune. Era ceva cerut din definiție. Ba mai mult, mergeai la un proroc să întrebi pe Domnul, mergeai la plajă, la McDonald's și hai la proroc să întrebăm pe Domnul. Să te ia de post, frații, să te ia în rugăciune, Doamne, răspunde la cauza noastră, dacă vei voi. Și apoi mergeau la rugăciune. Apoi ne întrebăm azi, de ce nu mai face Dumnezeu? Nu s-o schimba Dumnezeu. Dumnezeu rămâne Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Noi ne-am schimbat. Hai să ne pocăim din toată inima și Dumnezeu în seara aceasta să facă semne și minuni. Și, dragii mei, faceți loc în final că sunt situații când Dumnezeu poate chiar nu vrea să vindece. Sunt situații când Dumnezeu are un alt plan. 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 20 era asta rămas în Corint, iar Petrofim l-am lăsat bolnav la Milet. Ziceau carismaticii. Păi cum de nu l o vindecat Pavel Petrofim? Auzi, pentru că n-a avut credință. Bă, dacă apostolul Pavel nu a avut credință, dacă Pavel nu a avut credință, care prin mâinile lui se făceau lucruri mai pomenite, apă, Doamne, iartă-mă, am ajuns să ne batem joc de Sfânta Scriptură. Dragii mei, sunt situații care Dumnezeu le vede mult mai profund ca noi. Să învățăm să ne subbunem sub mâna tare a lui Dumnezeu. Rămâne în atitudinea stăpânului. O persoană într-o situație de recuperare, numai unor situații complicate din viața lor, simțea că nu vine vindecarea. Un consilier vorbește cu acea persoană, spune astfel, auzi, dacă te-ar vindeca Dumnezeu de această situație, te întoarci înapoi la cele căi păcătoase? Și persoana spune, da, aș întoarce. Vă întreb, nu-i harul Domnului că boala? Nu-i Dumnezeu care îl ține în perimetrul său să nu o ia la fugă? Dumnezeu îl mântuie, ascultați-mă atenți acum, să nu greșim, prin boala aceasta, adică nu este ispășitoare, nu poate fi mântuit prin boală, numai prin Hristos, dar Dumnezeu îl limitează într-o sferă ca să rămână în grădina lui Dumnezeu. Că dacă nu o ia la vale și atunci Dumnezeu îngăduie să fie strâns acolo ca să rămână în planul mântuirii. Numai jertfa lui Hristos ne mântuie, numai jertfa lui Hristos ne dă viruință, numai Dumnezeu ne poate da izbăviria. Dar Dumnezeu ca un tată bun vrea mai mult mântuirea noastră decât fericirea noastră. Ascultați-mă bine la consiliere, dar nu ar vrea Dumnezeu ca eu să fiu nefericit. Nu, mă, nu. Pe Hristos l-a zdrobi Dumnezeu, dar tu, Sfântul din Drosingă, n-are cum să te întristeze pe tine, Domnul. Vai, ferească Dumnezeu! Dragii mei, Dumnezeu vrea mântuirea noastră și asta înseamnă să ne smerim sub mâna Lui, oricare ar fi voia Domnului. Luând toate aceste principii împreună, în această seară când se va face ungerea cu un de lemn, toți, de la mic până la mare, de la bărbat la femeie, tânăr și bătrân, credem din toată inima că Dumnezeu vindecă bolnavii în această seară. Se va face ungerea cu un de lemn, slujitorii se vor ruga, noi nu proclamăm nimic, noi zicem, Doamne, coboară Tu la noi, cum se uită robul la mâna stăpânului, ne uităm noi la Tine, dă vindecare în seara aceasta. Și dacă în dreptul va Dumnezeu are alt plan să vorbească Duhul Sfânt, să numineze Duhul Sfânt, și dacă în dreptul unia Dumnezeu are al plan să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu ca să rămânem sub binecuvântare. Și pentru că este seara când ne despărțim, dați-mi voie să vă las o binecuvântare. 2 Timotei 4, cu versetul 18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.